reacție la solicitarea de la Comisia de Politică Externă din Senat, o solicitare fermă să înceapă procedura de rechemare a ambasadorului George Maior din Statele Unite. Ministrul spune că trebuie să aibă o discuție cu premierul Dăncilă pe această temă, că n-a primit critici decât din partea presei pentru că n-a decis până acum declanșarea procedurii de rechemare a lui Maior. În mod evident există o anumită neîncredere care a fost exprimată de Comisia de Politică Externă în legătură cu activitatea dânsului. Și din acest punct de vedere va trebui să mă consult și la nivelul guvernului cu doamna prim-ministru, pentru că, așa cum știți, Ministerul de Externe nu numește și nu recheamă diplomați, poate să facă propuneri. Și ca să fac aceste propuneri trebuie să mă consult și eu cu alții. În momentul în care se retrage încrederea unui ambasador de către majoritatea din Parlament și de către guvern, suntem realmente într-o situație în care trebuie găsită o soluție și la această soluție ar trebui să participe și domnul Maior. La soluție să participe?